Bună ziua, dacă suntem gata și putem începe, da? Da, perfect. Bună ziua, onorată asistență, stimați reprezentanți ai mass media, stimați privitori. Vă salutăm astăzi la Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Eu sunt Vasile Cușcă, secretar de stat și alături de mine am pe doamna Angela Chirilov, directoarea Inspectoratului Social de Stat. Astăzi vrem să vă informăm, să vă vorbim despre organizarea și funcționarea și finanțarea serviciului asistență personală, în special în municipiul Chișinău, pentru că în ultima perioadă în municipiul Chișinău au fost emise mai multe dispoziții, mai multe ordine care încalcă drepturile asistenților personali, drepturile beneficiarilor la serviciul asistență personală. De aceea am decis astăzi ca să avem o comunicare cu dumneavoastră, cu reprezentanții mass media, dar și cu nemijlocit beneficiarii serviciului asistență personală prin intermediul dumneavoastră și cu asistenții personali care sunt afectați de aceste decizii, de aceste dispoziții, ordine, emisie de către municipalitate. Pentru început vreau să vă informez că serviciul asistență personală este un serviciu care a fost creat în anul 2013. Iată, deja de peste 10 ani de zile acest serviciu funcționează. Noi am început activitatea odată cu reglementarea prin hotărâri de guvern și la început în sistem, în calitate de angajați, erau 300 în primul an, în 2013, 300 de asistenți personali. Acum în Republică avem în jurul la 7200 de unități de asistenți personali care deservesc tot atâtea persoane cu dizabilități severe. Scopul acestui serviciu a fost de a asigura îngrijire, însoțire și supravegherea persoanelor cu dizabilități severe, acele persoane care sunt cele mai vulnerabile, care permanent au nevoie de suport din partea unei persoane, de persoane terțe, și din această cauză majoritatea membrilor familiilor acestor persoane erau nevoite să îngrijească de ele fără a avea careva beneficii, fără ca ele să fie remunerate, fără ca aceste persoane, membrii familiei, să beneficieze de salariu, fără ca aceste persoane să poată fi asigurate social, medical, etc. Și iată, soluția a fost acest serviciu, serviciu asistență personală și, după cum am menționat deja, pe parcursul mai multor ani, noi am văzut care este eficiența serviciului, nu numai suport pentru beneficiari, pentru membrii familiei beneficiarilor, pentru rudele care au nevoie și îngrijesc aceste persoane, dar este și un serviciu care ajută foarte mult la prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități și la dezinstituționalizarea persoanelor cu dizabilități severe. Tot pentru informare, cheltuielile ce țin de finanțarea serviciului asistență personală, conform cadrului normativ în vigoare, inclusiv aceste norme sunt stabilite și în hotărârea Guvernului 314, cheltuielile sunt asigurate de către prestatorii de servicii sociale. Dacă să vorbim concret de municipiul Chișinău, prestatorii de servicii sociale, serviciul asistență personală, sunt două direcții. Direcția Generală Asistență Medicală și Socială și Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului. În ambele aceste două direcții sunt angajați circa 2000 de asistenți personali. Respectiv, 1300 de asistenți personali îngrijesc de 1300 de persoane adulte cu dizabilități severe,
iar circa 700 de asistenți personali îngrijesc de 700 de copii cu dizabilități severe. După cum ziceam, prestatorul de servicii este responsabil de finanțarea serviciului, respectiv, în acest sens, noi ca minister și urmare a celor, eu știu, ilegalități care au fost comise în ultima perioadă de către municipalitate, am făcut și noi propria noastră analiză, am căutat pe site-ul primăriei informația care este accesibilă, inclusiv bugetele pentru anul trecut a Consiliului Municipal, a Primăriei Municipiului Chișinău și bugetul pentru anul curent. Și am făcut inclusiv un comunicat de presă săptămâna trecută, am prezentat chiar un tabel comparativ al acestor cifre, acestor bugete și vreau să vă informez și acum că în anul curent, în bugetul provizoriu al municipiului Chișinău, care a fost semnat acest buget provizoriu de către conducerea primăriei la finele anului 2023, sunt aprobate, planificate mijloace financiare de circa 177 de milioane de lei pentru serviciul asistenței personală, pentru ambele direcții, pentru toți acești circa 2000 de asistenți personale. Comparativ cu 2023, bugetul primăriei, asta presupune cu 23 de milioane de lei mai mult față de bugetul anului trecut, după cum am menționat. Respectiv, acele afirmații că nu sunt bani și de la 1 ianuarie, din primele zile ale lunii ianuarie, au început acele probleme cu contractele de muncă, cu salarizarea asistenților personali, noi, ca minister, informăm că aceste informații, aceste date nu sunt corecte, sunt eronate și îndemnăm, solicităm primăriei municipiului Chișinău, persoanelor responsabile, să își onoreze atribuțiile de serviciu, de funcție și să salarizeze asistenții personale. Am menționat că bani sunt, bugetul este, inclusiv acest buget este public, poate fi accesat, vizualizat de fiecare din noi și putem să ne convingem de acest lucru. Un alt argument în acest sens, chiar dacă admitem sau presupunem că bani nu sunt suficienți, pentru că posibil sunt, și noi ca minister avem asemenea experiență, asemenea exemple, când nu tot timpul sunt suficiente mijloace financiare pentru o activitate sau alta. Dar acest lucru, pe parcursul anului, se corectează. Adică noi nu începem a crea probleme de la 1 ianuarie, de la 2 ianuarie, dar venim cu argumente, venim cu calcule când ajungem la rectificarea bugetului. Adică rectificarea bugetului se face de obicei de două ori pe an, la prima jumătate a anului, în vară, pe urmă în toamnă. Și în cazul în care nu ne ajung și nouă bani, noi venim cu propunerea către colegii de la Ministerul de Finanțe, către alte instituții, autorități responsabile, arătăm argumentele, arătăm calcule, iată, pe această activitate nu sunt suficiente mijloace financiare, avem nevoie de ceva suplimentar. În cazul în care noi identificăm pe intern careva solduri pe unele activități care nu au fost executate, atunci noi putem pe intern să direcționăm niște mijloace financiare. Și acest exemplu funcționează nu numai în cazul Ministerului, dar funcționează și în cazul altor unități și instituții care sunt responsabile în stat de anumite activități conform legislației. De aceea, iarăși revin argumentele sau poziția primăriei că bani nu sunt, nu este corectă, nu este argumentat și am dat concret exemplu cum funcționează și cum ar trebui să funcționeze aceste lucruri inclusiv în cadrul primăriei. Implementăm, ajungem la 6 luni, ajungem la 9 luni, punem calculele pe masă, vedem că suntem pe buget pe zero și atunci avem soluții, avem intervenții, avem alte acțiuni prin care noi putem să intervenim, să ajutăm și să contribuim pentru o activitate sau alta. Foarte mult s-a discutat și despre reforma Restart, că a complicat lucrurile, situația în cazul municipiului Chișinău. La acest aspect vreau să vă informez că
Reforma Restart nicicum nu a intervenit în atribuțiile și competențele municipiului Chișinău. Noi nu am modificat nimic, nu le-am dat nimic mai mult decât ceea ce au avut până la reformă. Totodată vreau să menționez că reforma Restart a fost inițiată încă în anul 2022, în vara anului 2022. Noi ca minister am avut mai multe discuții, consultări, inclusiv grupuri de lucru cu angajații din sistem. Inclusiv la aceste discuții, la aceste mese rotunde, la aceste consultări au participat și colegii noștri din direcțiile din Chișinău, acele două direcții care le-am numit, Direcția Generală Asistență Medicală și Socială și Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului. Și în cadrul acestor discuții, consultări, când am inițiat reforma în anul 2022, noi nu am avut careva solicitări, obiecții, propuneri pentru ca primăria municipiului Chișinău să fie implicată în această reformă. Dar tot timpul am avut argumente referitor trimiteri la cadrul normativ, inclusiv la statutul special al municipiului Chișinău, la competențele lor care sunt și care au fost și care sunt în prezent în domeniul asistenței sociale. Respectiv, ulterior, după aceste consultări, noi am avut în primăvara anului trecut, în 2023, acel concept de reforma sistemului de asistență socială, un concept iarăși care a fost discutat, a fost mediatizat, a fost consultat și la acest concept iarăși nu am avut careva solicitări, obiecții, propuneri. Următoarea etapă, următorul pas a fost legea. Legea 256, legea prin care noi am modificat 19 acte legislative, care au fost bazele reformei. Această lege, iarăși, a fost consultată practic jumătate de ani de zile, din primăvară până a fost adoptată în luna august. A fost publicată pe site-ul Ministerului, a fost publicat pe site-ul guvernamental particip.gov.md. Adică fiecare, toți sunt parte și inclusiv instituțiile, autoritățile statului, care au avut careva propuneri, care au avut careva obiecții, au avut posibilitatea să le expună, să le prezinte ministerului, plus noi am organizat diferite consultări cu prezență fizică, chiar în cadrul aici, în cadrul ministerului, foarte multe consultări și cu instituțiile, cu autoritățile responsabile, cu societatea civilă, cu partenerii, donatorii, în cadrul cărora, iarăși, noi nu am avut, sau din partea primăriei municipiului Chișinău, nu am avut careva obiecții sau propuneri pentru a veni cu careva sugestii pentru reformă. Aceste lucruri sau amploarea obiecțiilor la reformă au apărut deja după ce noi am inițiat reforma, după ce a aprobat cadrul legislativ, normativ, după 1 ianuarie, când deja totul era deja stabilit, totul aprobat și deja reforma era inițiată. Încă câteva aspecte referitor la Fondul de Susținere Socială a Populației, pentru că și acest lucru foarte mult s-a vorbit despre acest fond, despre mijloacele care trebuiau să fie alocate primării din acest fond. Noi și anterior am discutat și am informat despre acest fond, despre problemele acumulărilor mijloacelor financiare la acest fond. Soluția pentru a exclude toate problemele cu acumulările la fond, pentru că era un fond nesustenabil, adică noi depindeam foarte mult de agenții economici care veneau cu defalcări sau cu contribuții la acest fond. În cazul în care un agent economic sau altul nu
avea activitate economică, era perturbată, de exemplu aeroportul, era perioada chiar și în pandemie, când nu activa. Noi aveam planificări că vom acumula în fond, aveam niște planificări, niște estimări, dar în realitate, în fond, nu veneau acele surse care noi le planificam. Respectiv, cei ce s-acumula în fond, în fondul de susținere socială a populației, proporțional se repartiza unităților administrative teritoriale, adică în cazul dat municipiului Chișinău și Consiliului Raionale, proporțional suma care se acumula. Și nu era legată această sumă de careva unități de personal, de angajați concreți. Era ca o subvenție, ca un ajutor, ca un adaos la bugetele locale pentru pachetul minim de servicii sociale. Dar nicicum nu era exclusă finanțarea din partea prestatorului de serviciu. După cum am menționat, prestatorul de serviciu este acea autoritate care și instituție care este responsabilă de planificarea, de bugetare, aprobarea mijloacelor financiare și de finanțarea serviciilor respective, inclusiv serviciul asistență personală. Respectiv, iarăși revin la fond, noi din acest considerent, din problemele din cauza că acumulările erau deficitare la fond, nu aveam posibilitate să alocăm mijloace financiare suplimentare, dar eram nevoiți să utilizăm sursele care s-au acumulau. A fost decizia de a anula pachetul minim din fond pentru ca să nu avem aceste probleme în subvenționarea autorităților publice locale pentru unele servicii care erau finanțate din fond. Și iarăși repet, este greșit când se face legătura dintre mijloacele de la fond și un număr concret de persoane angajați care sunt salarizați din acest fond. Iarăși nu avem și n-a fost nici în legislație asemenea prevederi. Banii erau ca subvenție pentru activitatea serviciilor din pachetul minim și nici de cum substituirea rolului prestatorului și a finanțării din bugetele respective. Iarăși, dacă să revenim la reformă și la fond, fondul de susținere, primăria municipiului Chișinău a cunoscut despre această reformă, despre lichidarea fondului. Am spus și am dat exemple concrete, inclusiv și după adoptarea legii în Parlament în august, intrarea în vigoare, publicarea în Monitor Oficial. Totodată noi, ca minister, am făcut și mai multe adrese, scrisori, demersuri pentru a informa primăria municipiului Chișinău despre reformă, despre necesitatea ca ei să activeze în continuare așa cum au activat și până la reformă, că prin reformă nu au fost afectate atribuțiile și competențele, respectiv ultima adresă sau ultimul demers noi l-am avut chiar în luna noiembrie anului trecut, înainte de aprobarea chiar și semnarea, sau cum îi spunem noi, semnarea bugetului provizoriu, și acest lucru a fost cunoscut, respectiv în comunicările care sunt, că nu au cunoscut, nu au știut despre unele prevederi ale reformei, astea nu sunt informații corecte și veridice. Și în continuare, iarăși, pentru a motiva și noi și a evalua care este situația cu asistenții personal din municipiul Chișinău. Noi încă din primele zile, din luna ianuarie, ne-am sesizat, am avut mai multe discuții cu asistenții personali, cu reprezentanții asistenților personali, grupul de inițiativă. Totodată, instituțiile noastre, instituțiile din subordine, inclusiv Inspectoratul Social de Stat, au avut mai multe intervenții, vizite de
monitorizare și de control al legalității și situației care acum este în municipiul Chișinău în raport cu asistenții personali. Inspectoratul Social de Stat a avut misiuni și la Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului. A avut misiuni acum chiar recentă sau sunt încă în proces de definitivare a raportului pe vizita de control la Direcția Generală Asistență Medicală și Socială. Și în cadrul acestor misiuni de control au fost constatate mai multe ilegalități, mai multe probleme la respectarea și aplicarea cadrului normativ în vigoare. Și toate aceste constatări vor fi transmise instituțiilor și autorităților statului care sunt responsabile de inclusiv de monitorizarea aplicării cadrului normativ în vigoare. Inclusiv aceste rapoarte cu constatări și recomandări vor fi transmise și primăriei municipiului Chișinău, Consiliului Municipal Chișinău pentru a interveni și a soluționa aceste probleme care tot ei le-au creat în ultima perioadă. Și o să o rog pe doamna Angela Kirilov ca să vină cu câteva detalii sau aspecte date concrete referitor la aceste misiuni de control care au avut loc la aceste două direcții. Ulterior eu o să mai am câteva informații suplimentare. Mersi și doamna Kirilov, vă rog. Mulțumesc, bună ziua. Aș vrea mai întâi să menționez despre misiunea Inspectoratului Social de Stat. Așa cum a spus domn secretar de stat, Inspectoratul Social de Stat este o instituție în subordinea Ministerului care are misiunea de a verifica corectitudinea aplicării legislației în domeniul asistenței sociale, în mod special la stabilirea și acordarea serviciilor sociale, la stabilirea și acordarea prestațiilor de asistență socială. În contextul stabilirii dreptului la serviciile sociale, în primul rând, inspectoratul se bazează pe prevederile legii cu privire la serviciile sociale și așa cum pentru fiecare serviciu există un regulament aprobat și standarde minime de calitate. Acestea sunt obligatorii pentru toți prestatorii de servicii sociale și poartă răspundere pentru respectarea lor. În contextul situației din municipiul Chișinău, serviciul asistență personală, vreau să vă zic că e un serviciu foarte important și foarte solicitat, mai ales atunci când nu există o diversitate de servicii și nu există posibilități pentru solicitanți de a alege care serviciu îl poate folosi în funcție de necesitățile sale. Serviciul asistență personală este un serviciu care se acordă 24 din 24 de ore pentru persoanele, într-adevăr, cu cele mai grave situații de sănătate și cu cele mai mari necesități. Și acesta este unicul în municipiul Chișinău care poate fi acordat persoanelor care sunt absolut dependente de ajutor. Nu există centre de plasament pentru persoane cu dizabilități în municipiul Chișinău. Acestea nu au fost create pe parcursul anilor 20 până în prezent, 2000, pe parcursul anilor 2000 și până în prezent. Unicul serviciu care ar fi ca o alternativă pentru serviciul asistență personală ar fi serviciul de îngrijire socială la domiciliu. Totuși, acesta nu este suficient pentru toți beneficiarii actualei serviciului de asistență personală, dat fiind faptul că serviciul de îngrijire la domiciliu este acordat de către lucrătorii sociali care pot să facă vizite de 3 ori pe săptămână și aceste vizite durează la circa o oră. Și atunci ne întrebăm ce se întâmplă cu acele persoane care au nevoie de îngrijire permanentă, fiecare zi și la fiecare oră sau în fiecare moment.
Reieșind din sesizările care au fost adresate Ministerului și în același timp și Ministerului, sesizări care au venit de la cetățeni, sesizări care au venit de la avocații beneficiarilor, de la Oficiul Avocatului Poporului, Inspectoratul Social de Stat a efectuat misiuni de control atât la Direcția pentru Protecția Drepturilor Copilului, cât și la Direcția Generală Asistență Medicală și Socială. Conform procedurilor de control, am examinat dosarele beneficiarilor, dar și temeiul care a stat la baza deciziilor de suspendare a contractelor de muncă și respectiv a serviciilor pentru beneficiari, dar și și temeiul pentru modificarea unor contracte. Deci, noi am constatat că aceste contracte au fost modificate, în primul rând, fără a lua în considerare beneficiarul, situația și părerea beneficiarului vis-a-vis de decizii luate, iar aceasta ne vorbește despre un abuz de putere și nerespectarea dreptului beneficiarului, ceea ce este consfințit prin legea asistenței sociale. Participarea beneficiarului la luarea deciziilor este un principiu universal în domeniul asistenței sociale și iată că în această situație au fost prioritar aplicate alte interese. În cadrul vizitelor la domiciliu, noi am constatat că sunt într-adevăr persoane care sunt îngrijite de membrii familiilor lor în calitate de asistenți sociali, asistenți personali care primesc și salariu, dar în ultima misiune de control în vizite la domiciliu, noi am constatat că sunt persoane adulte care au beneficiat de serviciu de asistență personală oferit de un asistent personal angajat, care este nu este o rudă, nu este membru a familiei, este o persoană angajată de către Direcția Asistență Socială, iar în cazul în care a fost suspendat contractul de muncă cu asistentul personal, beneficiarul a rămas absolut în lipsa oricărei măsuri de asistență. Situațiile sunt foarte grave și în asemenea cazuri prestatorul de servicii este obligat să ia măsuri, să discute în primul rând cu beneficiarul despre situația care în care se află și despre ulterioara situație după suspendarea serviciului, beneficiarul ar trebui să-și expună opinia vis-a-vis de decizia luată și împreună să se găsească o soluție alternativă. Direcția de și o direcție și alta, deci care este responsabilă pentru respectarea drepturilor copilului, dar și direcția care e responsabilă pentru respectarea dreptului persoanelor adulte cu dizabilități, urma să aplice managementul de caz. Managementul de caz este o procedură obligatorie pentru toți prestatorii de servicii sociale, începând de la admiterea beneficiarului în serviciu și până la excluderea beneficiarului din serviciu. Cererea este cea care stă la baza deciziei de cererea și actele confirmative, desigur, referitor la stare, sănătății sau alte situații a beneficiarului. În cazul dat este vorba de dizabilitate stabilită și recomandarea Consiliului pentru determinarea dizabilității pentru acordarea serviciului de asistență personală persoanelor cu dizabilități severe. Deci asta stă la baza admiterii în serviciu, iar pentru stabilirea serviciilor care trebuie să fie oferite beneficiarului din îngrijire,
se convoacă echipa multidisciplinară care merge la domiciliu persoanei, care evaluează necesitățile lui de acordare a serviciului și împreună se stabilește acel pachet zilnic sau permanent de servicii care trebuie să fie acordat. Modificarea planului de asistență a beneficiarului se face de asemenea cu participarea beneficiarului de servicii în baza unei evaluări care se face la fața locului la domiciliu, după care planul de asistență se monitorizează, iar decizia despre excluderea persoanei din serviciul de asistență personală se face la constatarea că situația beneficiarului s-a îmbunătățit și atunci pachetul poate fi modificat, poate fi modificat și contractul de muncă, de prestare a serviciului pentru asistentul personal. Și, de asemenea, excluderea din serviciu se face, de asemenea, cu participarea beneficiarului la luarea acestei decizii, în cazul în care situația lui s-a îmbunătățit sau în cazul în care beneficiarul a fost referit într-un alt serviciu alternativ. Adusesem ca exemplu centru de plasament și am menționat că în municipiul Chișinău nu există centru de plasament, iar serviciul de îngrijire la domiciliu nu este suficient de satisfăcător pentru asigurarea îngrijirii permanente acestui grup de persoane. Iarăși, încă un motiv pentru excludere din serviciu ar fi dacă însă și beneficiarul nu mai dorește să beneficieze de acest serviciu pentru că s-au găsit alte soluții alternative. Deci, iată că în municipiul Chișinău nu s-a ținut cont de această procedură foarte importantă și obligatorie în prestarea oricărui serviciu și pentru aceasta prestatorul poartă răspundere. Au fost toate constatările inspectorilor au fost fixate în rapoartele de control. Unul din rapoarte deja a fost transmis Centrului Anticorupție, dat fiind faptul că a fost constatat abuz de putere și aceasta se motivează prin faptul că nu a fost luată în considerare părerea beneficiarilor despre modificarea contractelor de prestare a serviciilor. La alte întrebări, probabil voi răspunde sau la alte completări la acest mesaj va fi adăugat pe parcurs în funcție de întrebările dumneavoastră. Aceasta este situația constatată de către inspectorat. Mulțumesc mult, doamna Kirilov. Într-adevăr, urmare acestor controle, Inspectoratul Social de Stat a scos în evidență toate aceste probleme și noi vom întreprinde măsuri legale pentru a soluționa această problemă. Inclusiv noi ca minister ne-am adresat și în instanța de judecată pentru a anula acele ordine, dispoziții care au fost emise de către direcțiile respective. Am menționat despre faptul că noi nu putem să salarizăm asistenții personali pentru că ei nu sunt angajații direcției Ministerului, dar noi ca Minister intervenim, acordăm suport inclusiv angajaților din sistem, inclusiv celor din Chișinău și beneficiarilor de măsuri de asistență socială, inclusiv beneficiarilor de asistență personală. Și o să dau câteva exemple. Noi am avut și în anii precedenți, dar o să încep despre sfârșitul anului 2023, cele mai recente implicări ale Ministerului pentru a acorda suport angajaților din sistem. Noi am avut suport pentru asistenții sociali comunitari, pentru lucrătorii sociali, pentru alții angajați din serviciile sociale, inclusiv cei care sunt din municipiul Chișinău la sfârșitul anului 2023. Noi am avut acum în luna februarie și ianuarie și februarie am avut suport, am intervenit cu ajutor financiar unic pentru
asistenți, familiile care beneficiază de asistență personală și pentru familiile care îngrijesc la domiciliu un copil cu dizabilități severe. Acest suport financiar unic a fost de 5.000 de lei. Acum suntem iarăși în proces de a acorda suport financiar unic pentru angajații din sistemul de asistență socială, inclusiv pentru angajații din municipiul Chișinău. Chiar ieri am semnat ultimele liste cu aceste propuneri pentru acest spor financiar unic pentru angajați. Din municipiul Chișinău avem circa 400 de angajați care vor beneficia de acest spor unic. Sunt angajații din direcțiile asistență socială, angajații din unele servicii care sunt în subordine direcțiilor de asistență socială din municipiul Chișinău. Și sporul va fi de 6.000 de lei pentru unii angajați, 5.000 de lei pentru unii angajați, pentru personalul auxiliar va fi acest spor sau acest ajutor de 3.500 de lei. Și în următoarea perioadă, în următoarele săptămâni, acești bani vor putea fi ridicați de către acești angajați. Vorbeam și despre implicarea noastră pentru beneficiari. Am dat exemplu care a fost în ianuarie, februarie. Acum suntem în proces de discuții, negocieri cu alți parteneri donatori. Vrem să ajutăm nemijlocit asistenții personali din municipiul Chișinău care au fost afectate de aceste decizii, de aceste ordine ilegale care au fost aprobate de către direcțiile respective. Și în următoarele săptămâni, cel mai probabil la începutul lunii aprilie, după ce avem toate clarificările, semnăm toate actele și memorandumurile cu partenerii noștri și donatorii, vom acorda acest suport material, financiar, pentru asistenții personali din municipiul Chișinău. Sunt niște măsuri care noi, ca minister, le putem organiza, le putem oferi angajaților și beneficiarilor. Sunt posibilități în conformitate cu legislația în vigoare. Iarăși, repet, din păcate, noi nu putem să salarizăm pentru că nu sunt angajați în mijlocița Ministerului, nu avem bani ca Minister planificați în acest sens, dar prin diferite metode, prin diferite parteneriate, noi ajutăm toți cei din sistem, indiferent sunt angajați ai structurilor care sunt subordonate Ministerului sau sunt angajați din sistem care sunt din Chișinău, din Unitatea Administrativă Teritorială Găgăuzia și alții. Tot pentru informare, pentru toți angajații din sistem, inclusiv cei din Chișinău, noi ca minister, împreună iarăși cu partenerii donatorii, vom dota cu echipament, adică vom asigura pe toți angajații cu computatoare noi. Serviciile de internet, noi de foarte mult timp le achităm pentru toate structurile teritoriale de asistență socială, pentru toți asistenții sociali comunitari, inclusiv din municipiul Chișinău, și acest contract este extins, este achitat deja și pentru anul curent. Și în municipiul Chișinău, pentru informare, avem, dacă, ca exemplu, în jurul la 24 de puncte care de internet care sunt achitate din bugetul de stat, din bugetul ministerului. În limita cadrului normativ, după cum am menționat, noi ajutăm, contribuim și am dat și exemple concrete. Acest lucru îl vom continua și în perioada următoare. Prin aceste acțiuni, noi demonstrăm că nu avem cumva delimitări între angajații noștri și angajații primării sau angajații din Unitatea Administrativă Teritorială Găgăuzia, dar demonstrăm că consolidăm sistemul, că ajutăm angajații din sistem și nu numai angajații, dar și beneficiarii de asistență socială. Acestea sunt pentru noi prioritare. Noi suntem responsabili de ceea ce avem în competență și atribuții conform legislației.
și sperăm și ceilalți colegi din alte structuri, inclusiv din municipiul Chișinău, să-și onoreze atribuțiile, să-și onoreze competențele, pentru că beneficiarii de asistență socială, într-adevăr, sunt cele mai vulnerabile categorii, tot timpul au nevoie de suport din partea noastră, angajaților din sistem, și este foarte și foarte rău când pe seama lor se manipulează, se facă ilegalități, pentru că nu este corect și nu merită acest lucru. Trebuie asistați, ajutați și să simtă suportul din partea autorităților și instituțiilor responsabile. Mulțumesc mult! Dacă sunt careva întrebări, precizări, rugăm să le adresați. Bună ziua, sunt Iuliana Manciu, reporter ProTV. Ați menționat că asistenți personali care au în grijă lor copiii cu nevoi speciale au primit la domnul de 5.000 de lei. Este vorba de și de municipiul Chișinău sau din țară? Și asta când s-a întâmplat? Pentru care lună? Da, mulțumesc pentru întrebare, am menționat despre acest suport financiar unic și am vorbit despre faptul că acest ajutor a fost posibil acum recent, în luna ianuarie-februarie a fost achitat acest ajutor suport material unic, inclusiv pentru beneficiarii din municipiul Chișinău. Toți care sunt în evidență, toți au beneficiat listele, noi le-am solicitat de la direcțiile responsabile din municipiul Chișinău și toți care erau incluși în liste erau beneficiarii sistemului, au primit aceste ajutoare. Dacă sunt unele cazuri, pentru că admitem că unii nu au avut posibilitatea, au fost poate bolnavi, nu au putut să meargă să ridice acești bani, noi avem acum înțelegerea și am discutat deja cu partenerii noștri și deja de astăzi, până la sfârșitul lunii martie, va fi deschis ultima tranșă, adică pentru cei care nu au reușit până acum să ridice aceste mijloace financiare. Și aici vorbim inclusiv de familiile care beneficiază de asistență personală, despre familiile care îngrijesc copiii cu dizabilități severe, după cum am menționat, și mai avem iarăși o categorie mare de pensionari, persoane în etate, a căror pensie este mai mică de 3.000 de lei și care s-au născut până în anul 1945. Asta este o altă categorie, el nu este la subiectul de astăzi, dar tot pentru informare, și aceste persoane care nu au reușit să ridice aceste mijloace financiare pot să meargă, începând cu ziua de astăzi, până la sfârșitul lunii, la oficiile poștale să ridice aceste ajutoare. Adică cei circa 600 de asistenți personali care au grijă de copii din capitală au primit acest plat de 5? Toți 2000 de asistenți personali din municipiul Chișinău. Indiferent, adulți, copii, toți au fost incluși în listă și toți au beneficiat de acest suport financiar de 5.000 de lei. Și adulții, asistenți personali care îngrijesc de adulți și asistenți personali care îngrijesc de copii. Și în luna aprilie ar putea primi un astfel de ajutor? Da, întocmai și în luna aprilie ar putea beneficia de un asemenea ajutor. Am vorbit despre discuțiile care le avem acum cu partenerii, donatorii. Chiar astăzi, acum înainte de această ședință, am avut discuție. Ne propunem până la sfârșitul săptămânii sau cel târziu lunea viitoare să semnăm acest memorandum de înțelegere cu partenerii donatorii și după semnarea memorandumului, după ce avem listele de la direcțiile din municipiul Chișinău, listele asistenților personale cu datele de contact, cu adresele, numerele telefonice, ca să putem ulterior să lucrăm cu acești asistenți personali și să-i ajutăm prin acest program care ne-l propunem. Cel târziu, sperăm noi că începând cu primele zile din aprilie, deja vom avea și primele rezultate sau primele plăți, foarte mult ne propunem, dar iarăși, astea sunt așa termenile noastre, respectiv obligator. În luna aprilie vom avea aceste plăți, dar sperăm foarte mult că începând cu primele zile din aprilie. Ne vedem cu poziția ministerului.
Ministerului și vedem poziția primăriei care spune că nu se va supune deciziei CSI și solicită suport din partea guvernului. Cum sunt ajutați acești asistenți personali până se rezolvă această problemă? Va achita Ministerul toată luna această plată unică sau ce se întâmplă cu asistenți personali și cel mai important cu beneficiarii care sunt vizați și suferă din cauza acestor neînțelegeri? Da, noi prin aceste activități, prin măsurile care le-am enumerat și altele care urmează, ajutăm, contribuim, susținem acești beneficiari ai serviciului asistenț personal din municipiul Chișinău și angajații. E clar că acestea sunt niște măsuri așa de urgență care trebuie acum să le luăm. Pentru viitor, iarăși, este necesar ca primăria municipiului Chișinău, în baza bugetului provizoriu care este semnat de către conducerea primăriei, să-și onoreze atribuțiile și competențele în limita bugetului care este. Da? Am dat exemplu și sumele concrete și în cazul în care ajungem, nu știu, la luna august, în luna septembrie, în toamnă, nu știu când, și vin cu calcule, cu argumente că din 177 de milioane a rămas zero, tot a fost valorificat în scopul salarizării asistenților personali, atunci, iarăși, am dat exemplu și pe noi, pe minister, putem să discutăm identificarea soluțiilor, banilor, alocarea mijloacelor financiare suplimentare în acest sens, dar nu este corect când din primele zile lunii ianuarie încă noi n-am început să valorificăm, să executăm bugetul, dar deja știm că nu avem bani, adică deja motivăm lipsa banilor. Nu e sens sau nu văd care ar fi impedimentul pentru a începe... Întrebarea mea era cum ajutăm acești beneficiari și asistenți personali, pentru că vedem că primăria nu se spune de ce se necesită. Adică asistenți personali, o parte, vor fi concediați într-o perioadă nedeterminată din luna aprilie, pentru o bună parte a fost micșorat salariul. Deci asta se întâmplă la modul real. Ce spuneți dumneavoastră? Asta ar fi la modul ideal, dar... Am vorbit și... Ministerul sau ce se întâmplă cu acești beneficiari și asistenți personali până se rezolvă problema? Am vorbit și despre aceea că noi am contestat aceste ordine care le considerăm ilegale, inclusiv și decizia CSE Chișinău a fost anulată de către Comisia CSE la nivel național și cu Oficiul Cancelarii de Stat a contestat decizia Comisiei Situații Excepționale din Chișinău. Sunt mai multe implicări. Noi sperăm foarte mult că și în instanță cei ce am atacat, noi, colegii noștri de la Cancelarea de Stat, vom avea pe rol aceste procese, vor fi decizii și dacă nu se vor conforma, inclusiv instanța îi va obliga să-și onoreze atribuțiile competențelor și să anuleze acele ordine, dispoziții care sunt ilegale. Dacă să mai vorbim despre CSE, încă câteva aspecte, din câte cunoașteți, Comisia Situații Excepționale la nivel național a fost activată pentru câteva probleme majore și asta a fost criza refugiaților, criza energetică și nici de cum criza în municipiu cu asistenți personali. Asistenți personali nu reprezintă o problemă, o criză națională pentru noi, o problemă municipală, dar este o situație normală când prestatorul de servicii trebuie să-și onoreze atribuțiile, să finanțeze, să salarizeze acești asistenți personali, concret în cazul dat. Adică asistența personală nici nu este obiectul pentru decizia CSE, pentru că ea nu este ceva cumva afectează situația, lucrurile în municipiul Chișinău și cu atât mai mult că am vorbit despre aceea că situația de urgență de către Parlament a fost declarată pentru aceste câteva probleme majore, naționale și am spus despre criza refugiaților, criza energetică,
și deciziile ce se iei la nivel național s-au axat pe aceste subiecte importante și nici de cum pe alte subiecte care nu vizează aceste probleme. Ce a fost o decizie a CSI în care au plecat primarii și îndeplinească funcțiile? Au fost decizia de a anula această decizie. Și eu tot și o să insist. Ce se întâmplă cu beneficiarii? Am menționat despre faptul că noi ca minister ajutăm prin acele intervenții, măsuri, suport financiar care este posibil, acum disponibil și am menționat despre faptul că noi ca minister nu putem să salarizăm pentru că ei nu sunt angajații noștri la această etapă. Asta e foarte clar și asta e în conformitate cu cadrul legislativ normativ. Dar ceea ce este posibil la moment, conform cadrului legislativ, normativ, național, noi intervenim. Adică am vorbit despre acele activități care le facem în misiunile de control, acele constatări, acele sesizări către organele de control. Am vorbit despre acele intervenții noastre că am contestat în instanțele de judecată. Am vorbit despre decizia CSI la nivel național de anulare a deciziei CSI Chișinău. Am vorbit despre oficiul cancelar de stat care a contestat. Adică toate sunt măsuri care le întreprinde ministerul, colegii noștri din alte instituții și autorități și sunt măsuri pentru a ajuta, a susține atât beneficiarii de asistență personală cât și angajații asistenții personale. Astea sunt posibilități în limita cadrului legislativ care este în vigoare. Domnule Cușcu, o precizare. Trebuie să înțelegem, anul trecut cât a primit primăria municipiului Chișinău de la stat pentru finanțarea acestui serviciu și care este suma care nu este alocată în acest an? Câte sunt în minus? De la stat, nu este de la stat pentru primăria municipiului Chișinău, poate aveți în vedere de la Fondul de Susținere Socială a Populației, pentru că am vorbit despre fond, am vorbit despre acele subvenții care se acordau din Fondul de Susținere Socială a Populației. Erau, am spus despre aceea că în fiecare an suma era diferită în dependență de acumulări. În anul trecut suma a fost de circa 30 de milioane, în jurul la 30 de milioane de lei din Fondul de Susținere Socială a Populației pentru municipiul Chișinău. Și pentru anul ăsta cât era prevăzut dacă nu era implementat? Nu era prevăzut pentru că nu este fondul. Nu avem așa norme și nu avem prevedere. Adică nu era nimic prevăzut. Am vorbit despre acele modificări la legislație care au început în primăvară, care au fost consultate până în vară și legea care a fost adoptată în luna august și a fost publicată în monitorul oficial la începutul lunii septembrie. Adică toate lucrurile astea au fost știute pe parcursul anului despre acele intenții, despre acele prevederi din legislație care nu au fost în ultima zi a lunii decembrie anul trecut, dar au fost pe parcursul anului 2023 și iarăși repet, legea a fost adoptată în august și publicată în monitor oficial la începutul lunii septembrie. Deci dacă nu erau aceste modificări, ar fi trebuit să primească tot în jurul cam această sumă. Nu pot să vă spun pentru că am dat și am explicat în dependență de acumulări. Dacă acumulările erau, proporțional se repartizau. Anul trecut a fost 30 de milioane. În anii precedenți a fost și mai puțin, pentru că a fost mai ales în perioada COVID-ului, când aeroportul nu lucra, alți agenți economici nu lucrau și nu contribuiau la acest fond, au fost sume și mai mici. Respectiv, cât ar putea sau probabil era, nu putem să vă spunem, pentru că am zis care e argumentul. În primul rând, fondul nu există, adică legea a fost adoptată în vara. A doilea, nu putem să dăm cumva estimativ ceea ce urma să vină în fond, pentru că depinde foarte mult de activitatea agenților economici și iarăși în fiecare an sumele erau diferite. Erau ani când erau sume, eu știu, mai mari, sume mai mici, dar nu era cumva repartizat concret pentru unul sau altul angajat. Era suma subvenției, era proporțional alocată Consiliilor Raionale, Municipiul Chișinău și Unitatea Administrativă Teritorială Căgăuzea, nu în dependență, chiar calculele erau făcute, nu în dependență de
numărul asistenți personali, dar de numărul de persoane cu dizabilități severe, ca să avem cumva această repartizare uniformă și echitabilă pe tot teritoriul Republicii Moldova. Putem să înțelegem de ce, pe scurt, de ce s-a tăiat această finanțare, pentru că prevedeți comitet de discriminare față de Chișinău și față de Udaipurta, în timp ce celelalte regiuni primesc în continuare aceste sume. Mai exact de ce Chișinău și Udaipurta nu a fost inclus în această reformă. Ministrul spune anterior, din cauza că aceste două regiuni au suficienți bani în buget. Dumneavoastră ați menționat că în timpul consultărilor Chișinău nu s-a implicat. Dar acum solicită că, da, acum solicită ca să fie inclus și municipiul în această reformă. De ce totuși anume aceste două regiuni nu fac parte din reforma asta? Am menționat în informația care am prezentat-o anterior că municipiul Chișinău și Udaipurta-Găgăuzia sunt cu statut special, au legislația lor specială, pe lângă cea generală care o avem noi pentru celelalte unități administrativ-teritoriale. Au venituri inclusiv proprii, au bugete, pentru dacă să luăm municipiul Chișinău, toți agenții economici, practic, din toată țara, sau majoritatea agenților economici, activează și pe teritoriul Republicii Moldova și nu putem spune că cei ce se contribuie aici în Chișinău este numai pentru Chișinău, pentru că în bugetul municipiului Chișinău, în acele venituri, în acele impozite care se percep de la agenții economici, de la angajații care sunt aici, contribuie toată Republica. Alt argument, că noi nu facem reforme la propunerea primăriei sau când dorești primăria, mai bine zis, reformele se fac având la bază o analiză, niște constatări, niște recomandări și ele sunt posibile la început de un an financiar, bugetar, nu așa în luna ianuarie, după ce noi am inițiat reforma, s-au trezit că, iată, mai trebuie cineva implicat în reformă. Lucrurile astea se fac până la demararea reformei și am spus că nu se poate face când deja anul bugetar a fost inițiat, deja bugetele sunt aprobate, plus dacă să vorbim despre acele 30 de milioane care au fost anul trecut, ok, am dat exemplu, haideți să implementăm și când o să ajungem că avem zero, să arătăm calcule, argumente la sfârșit de an, nu știu, luna septembrie, luna octombrie, chiar nouă, acele 30 de milioane care nu știu de unde trebuiau să vină, astea nu ne ajung. Dar noi din luna ianuarie deja complicăm lucrurile cu milioanele care presupunem că trebuiau sau urmau să vină de la Fondul de Susținere Socială a Populației. Am dat exemplu că există buget, sunt bani, am spus că față de anul trecut sunt mai mulți mijloace financiare cu 23 de milioane de lei și este posibilitate de a finanța acest serviciu în continuare pe parcursul anului curent și încă un lucru important, că în procesul de planificare, bugetare, de executare, sunt și anumite priorități, adică și noi ca minister avem în primul rând ca prioritate beneficiarii, salariile angajaților din sistem și pe urmă în investiții capitale, în investiții, mai știu eu, curente, reparații curente sau și altele. Adică noi tot cumva în primul rând sau în față punem și ne preocupăm de beneficiari, de angajați și ulterior dacă avem careva posibilități, avem careva solduri, investim și în reparații, investim și în alte dotări și tot așa mai departe. Adică în asistența socială este așa un principiu de a prioritiza anumite lucruri, anumite activități și în primul rând prioritatea este angajatul, este beneficiarul din sistem și ulterior celelalte activități care poate pe locuri poate să mai aștepte sau mai știu, putem să ne mai permitem altă dată sau ulterior în caz că este posibil. Aceste acuzații ale primăriei că ar fi discriminare, deci nu considerați că ar fi discriminare față de Chișinău? Nu este o discriminare, nu vedem discriminare. Este cadrul normativ care este în vigoare și am vorbit despre faptul că în urmare reformei noi nici n-am luat, nici nu le-am dat mai mult și competențe, atribuții, sunt acele competențe și atribuții care le-au avut și până la reformă.
Totodată, un lucru încă important, urmarea reformei din Raioane, noi nu le-am luat numai atribuțiile, competențele, le-am luat și banii. Adică nu i-am lăsat pe dânsii cu banii și le-am luat numai atribuțiile. Inclusiv patrimoniul, pentru că noi nu putem să ne permitem să oferim careva servicii sau să lucrăm cu beneficiarii fără a avea patrimoniu, fără a avea sedii pentru servicii, pentru angajați. Lucrurile astea tot sunt parte a reformei, poate ele nu sunt vizibile, nu se văd, dar ele, asta nu e vorba numai de buget, dar este vorba și de tot patrimoniul, care bunurile care sunt în utilizarea angajaților și în folosința beneficiarilor. Și aceste lucruri tot trebuie cumva luate în considerație, pentru că noi nu putem să ne ducem într-un raion, într-o localitate și să luăm beneficiarii, să-i aducem la minister aici să le oferim servicii. Ei trebuie să rămână în spațiile lor, noi trebuie să primim aceste spații, aceste bunuri în utilizare, în folosință, pe lângă buget despre care vorbim. Asta este și infrastructura, da? Ca exemplu. Și raioanele nu au rămas cu buget, nu au rămas cu... Pe lângă atribuții s-au luat și bugetele, s-au luat pe activitate de asistență socială. Spuneți-mi, că n-am primit un răspuns de la primărie ieri, câte persoane le-au fost, la câte persoane le-au fost notificate contractele și cât urmează sau au fost deja concediați? Nu știu dacă colegii de la Inspectoratul Social de Stat o să poată să ne dea o cifră concretă, inclusiv în considerentul că ei, când au mers acum în inspecție, nu au avut tot timpul acces la toată informația, nu le-a fost pus la dispoziție toate actele, toate documentele, pe locuri se tergiversează aceste, adică prezentarea, transmiterea informației. Din câte cunoaștem noi, în raport cu asistenții personali care sunt angajați pentru îngrijirea copiilor cu dizabilități, acolo s-au făcut, iarăși doamna Chirilova a menționat, de acele evaluări din birou fără să ține cont de managementul de caz, de situația reală, și li s-a modificat planul de îngrijire, suport și respectiv urmarea acestor s-a diminuat din contractul de muncă, adică dacă erau angajați pe unitate întreagă, s-a diminuat la 0,5 sau nu știu, 0,75, 0,25, adică sunt diferite situații. În cazul persoanelor, asistenților personali care sunt angajați la direcția pentru asistență socială, pentru adulți, sunt foarte diferite, iarăși, situațiile. În primul rând, au reziliat contractele cu persoanele care erau în vârstă pensionară și asta este tot un lucru greșit și discriminare, pentru că noi, în regulamentul de organizare și funcționare a serviciului de asistență personală, nu avem careva contraindicații pentru persoanele etate ca să exercite atribuțiile de funcție de asistent personal. Avem niște prevederi în cazul în care persoana este aptă de a îngriji de o altă persoană, indiferent este de vârstă pensionară sau nu este de vârstă pensionară, el poate să îngrijească. Și această prevedere este cu scopul de a nu angaja asistenți personali, că poate și ei la rândul lor au nevoie de îngrijirea unei alte persoane. Respectiv, disponibilizarea asistenților personali care erau de vârstă pensionară, dar și altor angajați, pentru că la direcția pentru Direcția Generală Asistență Medicală și Socială, din câte cunoaștem, majoritatea sau practic toți erau angajați pe perioadă determinată și acum ei toți îi trec prin diferite metode de a le diminua din contractul de muncă, de a elibera din funcție și iarăși contractul de muncă pe perioadă determinată nu este în confruntat cu legislația, cu codul muncii, este posibil sau se admite numai în cazul pensionarilor pentru contract perioadă determinată și în cazul în care, de exemplu, erau beneficiari sau sunt beneficiari
cu grad de dizabilitate cu termen, adică dacă noi avem pe o perioadă de la până la gradul de dizabilitate, ar putea fi sau putem admite că în contractele de muncă să fie pe perioadă determinată. În cazul în care avem sau marea majoritate a persoanelor cu dizabilități severe au grad de dizabilitate fără termen pe viață, aici nici cum nu putem să le stabilim contract pentru un an de zile, pentru că nu este corect în fiecare an să revedem, să revizuim aceste contracte de muncă și nu este nici necesitatea în acest sens. Deci, iată câteva explicații în sensul dat. Raportul pentru Direcția Generală Asistență Socială și Medicală acum este în proces de definitivare. Colegii de la Inspectoratul Social de Stat vor face publice aceste rapoarte și pe site-ul lor, pe site-ul Ministerului, ele vor putea fi accesate, vizualizate și toată informația, toate constatările, problemele sunt în aceste rapoarte indicate. Doamna Chiriu, spuneați dumneavoastră că ați analizat, ați văzut acele contracte pe care au fost modificările. Măcar să înțelegem, este vorba despre 10 sau sute de asistențe sociale, personal care urmează să fie disponibilizate. Este... Ar fi greșit acum să vorbim de cifre, pentru că Inspectoratul Social de Stat a examinat sesizările. La momentul actual, controlul a fost bazat pe sesizări și au fost cazuri concrete. De asta nu a fost, la momentul dat, făcut un control pe tot serviciul și pe toți beneficiarii, pentru că asta ia timp. Și respectiv o misiune mai largă de control. Dar din ceea ce am observat, așa cum a menționat și domnul Cușcă, sunt acele contracte individuale de muncă care au stabilit o perioadă determinată pe un an de zile. Deci, ceea ce ne-au explicat responsabilii din acest serviciu, că contractele, o parte din contracte se mențin până la data expirării lor, iar după aceasta vor analiza, vor examina care va fi situația, dacă va fi sau nu va fi extins contractul de prestare a serviciului cu asistenții personali, nu de prestare, contractul individual de muncă cu asistenții personali, dacă... Dacă sesizează? Pe persoane adulte avem 20 de sesizări din diferite sectoare ale municipiului Chișinău. Ordinele de reziliere a contractelor sunt emise de către șefii direcțiilor de asistență socială din sector, asistență socială, dar nu știu. Noi am făcut vizite în sectorul Botanic, în sectorul Râșcani, în sectorul Ciocana, în sectorul Centru, deci toate sectoarele municipiului Chișinău. Situația este aceeași în toate sectoarele, pentru că așa au fost indicațiile, așa și-au onorat responsabilitățile respective angajații Direcției Generale Asistență Medicală și Socială. Deci se merge pe aceeași procedură, așa cum am zis. Persoanele de vârstă pensionară care sunt angajate în calitate de asistenți personali, ei sunt primiși cei mai loviți. În cazul acesta nu se respectă nici drepturile angajaților, dar nici drepturile beneficiarilor. Și cel mai dureros este că direcția care este responsabilă pentru protecția beneficiarilor, pentru asigurarea drepturilor beneficiarilor, anume această direcție responsabilă, încalcă drepturile beneficiarilor. Ați spus că v-ați adresat în instanța de judecată, s-a admis această... Da, noi am depus, anterior am depus cerere prealabilă la direcțiile respective din municipiu, după răspunsurile lor, ne-am adresat în instanța de judecată și urmează deja, conform procedurilor, să demareze acest proces și noi să participăm ca minister în proces. Sperăm foarte mult că vor fi puse pe rol foarte rapid și vom avea și deciziile ca să soluționăm cât mai rapid această problemă. Domnul Cușcă, încă o precizare. Când a fost creat acest serviciu, în 2013, ce era prevăzut în regulament? Da? Cum se finanțează acest serviciu? De unde vine finanțarea? Și acum,
și în 2013 aceeași modalitate de finanțare este, nimic nu s-a schimbat. Am vorbit despre Fondul de Susținere Socială a Populației, despre cele subvenții parțiale sau în limita posibilităților, dar aceste subvenții au apărut abia prin 2018-19. Adică din 2013 până în 2018-19 nici aceste subvenții nu erau. Adică responsabil pentru prestarea serviciilor, pentru finanțarea serviciilor este prestatorul și nu altcineva. În 2018 au fost unele modificări la legislație și s-a decis că iată din fondul respectiv cumva să ajutăm, să mai subvenționăm acest serviciu. Trei servicii, inclusiv asistență personală. Dar asta nu înseamnă iarăși că serviciul obligator trebuie finanțat sau avem concret unități, număr de oameni care se finanțează din acest, sau se finanțau din acest fond. Erau un ajutor, o subvenție pentru autoritățile publice locale și în cazul în care se acumulau mai mulți bani la fond și primeau mai mulți bani, ei puteau cumva să fac niște economii pe seama acestui serviciu, haideți așa simplu spun. Și bugetul de stat nu era obligat? Nu era obligat. Și nici n-a fost. Adică legislația prevede foarte clar că responsabil de organizarea, funcționarea și de finanțarea serviciului este prestatorul. În cazul în care prestator este direcția respectivă sau direcțiile respective, care sunt ale Consiliului Municipal respectiv, înseamnă că ei sunt responsabili de finanțare. Ei au linii bugetare, ei au un buget bani planificați, bani aprobați și din aceste surse trebuie finanțate nu numai acest serviciu, dar și alte servicii care sunt pe teritoriu inclusiv a municipiului Chișinău. Și am vorbit despre faptul, și doamna Chirilova a menționat, că în municipiul Chișinău nu sunt foarte multe tipuri de servicii dezvoltate. Și asta iarăși e o problemă, pentru că, de exemplu, centrul de plasament, da, pentru persoane etate, persoane cu dizabilități care au nevoie de îngrijire, în Chișinău nu sunt. Noi, toți beneficiarii din Chișinău, ei merg la centru în care ministerul e fondator în Chișinău, la Valea Redelui. Adică noi finanțăm acolo și noi primim beneficiarii din municipiul Chișinău, dat fiind faptul că ei n-au servicii, n-au centri de plasament, ei direcționează în centrele noastre ale ministerului, care noi le finanțăm, le întreținem și tot așa mai departe. Dar în toată Republica, în toate raioanele, există aziluri, centre de plasament pentru persoane etate, persoane cu dizabilități. În unele raioane sunt câte două asemenea centre cu capacitate, 20, 30, 50 de locuri, în dependență de nevoi, necesități. În Chișinău, probabil, nu că probabil, dar cu siguranță că ar trebui un asemenea centru de îngrijire, de plasament pentru persoane etate, persoane cu dizabilități, pentru că avem și populația respectivă. Acest fond, de ce a fost tăiat în acest an? De unde nu mai vin banii necesari? Am menționat despre fond de mult trebuia lichidat pentru că nu era sustenabil, adică sursele nu sunt sustenabile și ceea ce noi ne gândim că o să avem în fond, el niciodată n-a fost. Gândurile noastre nu erau cu realitatea, adică ceea ce noi presupuneam, planificam, niciodată nu se executa sau nu era în realitate. Adică noi bugetam sau planificam, nu știu, de exemplu, 100 de milioane, dar în realitate acumulam 50 de milioane, de exemplu, da? Adică nu e sustenabil și nu poți din asemenea fond ca să finanțezi, ca să subvenționezi ceva concret, pentru că iată apar aceste probleme și nu e... Vorba despre acest fond era formată din ce? Taxa aeroportuală, da? Taxa aeroportuală era taxa de portabilitate de la operatorii de telefonie și taxa de lux, îi mai spunem noi, de la telefonia mobilă. Astea cam erau cele trei surse de bază și mai asta. Taxa de portabilitate iarăși a fost o perioadă când mulți cetățeni, multe persoane treceau de la un operator la altul, pe urmă deja știți cum, deja toți parcă s-au clarificat și în ultima perioadă nu erau
asemenea treceri sau portabilitatea asta de la un operator la altul nu era sau erau mai puțin și respectiv și în fond acum orele mai mici. Aeroportul, am dat exemplu cu iarăși activitatea, când activau, când nu activau. Și lucruri care sunt evidente, adică de ce și-a fost luat această decizie. Deci acum solicitați primării să anuleze aceste ordine, să plătească salariile atât este posibil până jumătatea anului, dacă cât le ajunge? Jumătate, 9 luni, 10 luni, nu știu, de exemplu. Cât... Ulterior, dacă în caz de necesitate, guvernul, ministerul, este gata să acorde niște bani suplimentari, dar nu o să ajungă? Da, eu am menționat despre faptul că și în asemenea cazuri, așa și la noi funcționează sistemul, noi executăm, adică avem bugetul, îl executăm, ajungem la 6 luni, ajungem la 9 luni, ajungem, nu știu, la toamnă, arătăm că pe o anumită activitate avem 0, avem poate pe altă activitate solduri neexecutate din nu știu care considerente. Venim cu calcule, cu argumente, solicităm, iată, poate din solduri respective trecem la activitatea care nu ne ajunge. În cazul în care noi nu avem solduri nici pe o activitate, dar avem deficit pe mai multe activități, atunci venim cu solicitarea suplimentară de a aloca mijloace financiare pentru necesitățile care sunt stringente. Și acestea sunt, iarăși am vorbit despre salarii, prestații, servicii, beneficiari și tot așa mai departe. Dar asta trebuie în timp valorificat tot ceea ce este onorarea atribuțiilor, competențelor, executarea bugetului și când ajungem că există problema, arătăm calcule, arătăm concret problema și căutăm și identificăm soluții. Dar în contextul în care primăria deci nu va renunța, spune în continuare că nu are bani și nu va achita aceste salarii, ar avea ministerul un buget, nu știu, poate provizorii, din care ar putea să ofere aceste salarii, chiar dacă nu sunt angajați în ministerul. Ministerul are... clarificăm acest punct. Ministerul are buget pentru competențele și atribuțiile care le avem noi. Noi nu putem să avem buget pentru ceva care nu suntem responsabili. Da, asta e și normal și conform legislației. Respectiv, am dat exemple. Cei ce putem noi conform legislației, la moment să identificăm surse, posibilități financiare cu diferiți parteneri donatori pentru implementarea diferitor proiecte, inclusiv de asistență financiară pentru angajații din sistem, pentru beneficiari din sistem, și acest lucru noi îl facem și l-am demonstrat inclusiv în anul trecut, acum începând cu anul, cu primele zile, primele luni ale anului curent, și am dat inclusiv exemplu că și acum suntem în niște discuții, negocieri cu alți parteneri ca să ajutăm și în continuare. Asta e posibilitatea noastră, acestea sunt capacitățile noastre și asta este și conform legislației, adică nimic... Dar asta cumva durează. Care ar fi soluția acum, pe momentul? Soluția acum ca să executăm bugetul primăriei municipiului Chișinău, acele 177 de milioane, ca să anuleze acele ordine ilegale și ca să își exercite atribuțiile și competențele. Asta este soluția cea mai bună și mai imediată. Mulțumim foarte mult pentru prezență, pentru întrebări. Sperăm că răspunsurile noastre, informația noastră va fi utilă, este clară și va ajuta inclusiv autoritățile din locale, din municipiul Chișinău, să-și revadă, revizuiască acele decizii care le-au luat ilegale până la moment în raport cu beneficiarii serviciului asistență personală. Mulțumesc mult și succes!